Multă pace și sănătate tuturor, mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă ocazie de a studia. De a studia din tot importantul cuvânt al lui Dumnezeu. Vom studia despre un adevăr începător, așa îi spune Pavel. Și ar trebui să le lăsăm pe cele începătoare, dar cum să le lăsăm dacă nu le înțelegem nici pe cele începătoare? De aceea trebuie să ne întoarcem la cele începătoare pentru ca după aceea să fim obișnuiți cu hrana tare. Este vorba de un ritual, un ritual care îl descoperim în Biblie și care la locul lui, în cadrul lui, rânduit de Dumnezeu, are valoare, are frumusețe și e în regulă cu el, dar... Când este mutilat, când este, nu este înțeleasă semnificația, când este folosit greșit, devine o formă de înșelăciune. Este vorba de ritualul punerii mâinilor între adevăr și înșelăciune. În primul rând, ce este un ritual? E clar că este un ritual prin faptul că are un simbolism. Înseamnă să pui mâinile propriu-zis a pune mâinile o formă exterioară, la fel cum scufunzi un om în apă, nu? Ritualul botezului. La fel cum pâinea și mustul simbolizează nu, trupul și sângele Domnului Hristos. Un ritual sau un ceremonial este ceva simbolic, ceva care în interiorul lui ar trebui să aibă o semnificație. Aceasta este cea mai importantă, semnificația să fie corectă, conținutul formei, nu? E o formă exterioară care trebuie să aibă conținut. Atunci ea se transformă în ceva real, în ceva valoros. Dar fără conținut rămâi cu forma. Ba mai mult forma se transformă în ceva înșelător. Desigur, noi vom vorbi despre ritualul punerii mâinilor asupra cuiva, binecuvântarea acestuia, investirea într-o misiune, cam aceasta ar fi semnificația Sigur, ne dăm seama de la început că invocând numele lui Dumnezeu se pot pune mâinile și peste oameni nevrănici, neconsacrați. Acesta este riscul și nu doar risc, se întâmplă deseori. Din păcate, nimic nu poate să fie mai mistificabil, mai măsluit decât o formă. De ce? Pentru că formele le poate face oricine. Oricine poate face o formă, dar sunt lucruri care nu pot să fie mistificabile în sensul că domne, lucrul acela nu poate să fie imitat. Da? Și acesta este, spre exemplu, caracterul, roadele Duhului Sfânt. Nu? Când vezi roadele Duhului Dumnezeu, este clar că nu o rugăciune poate să facă cineva, să vorbească, cineva poate să vorbească cu limbă de argint, adică destul de, de bine dar aduce niște roade, acestea care sunt comune doar lui Dumnezeu. Acesta e clar că nu e imitabil, dar o formă, o formă poate să fie foarte ușor mistificată. Din păcate, ceremoniile pot să fie mistificate. Orice ritual poate fi pervertit, în cazul acesta pierzi semnificația, miezul, realitatea și rămâi doar cu ambalajul, cu forma, adică rămâne doar să se pună mâinile de oameni neconsacrați peste oameni neconsacrați și ritualul a fost deseori folosite ca un mijloc al puterii și al supunerii, al autorității, de obicei clericii. N-ar trebui să existe laici și clerici, pentru că voi toți sunteți frați, dar trebuie să vorbim că există. Există diferențe între oameni care sunt conducători și care cred că doar ei pot să facă anumite lucruri și altcineva nu are voie, și ca atare, clericii au spus, noi putem pune mâinile peste cine vrem, și ca atare investim într-o misiune pe cine vrem, și în cazul în care, să zicem, conducerea unei organizații religioase, nu e mâna lui Dumnezeu, e clar că oamenii cei care nu sunt mâna lui Dumnezeu vor autoriza să predice, să facă misiune doar oameni care sunt loiali organizației respective sau sunt în obediență față de conducători. Ca tare Dumnezeu în cazul acesta, dacă ne gândim că Dumnezeu doar așa poate să lucreze, dacă cineva ar fura capacitatea să pună mâinile, E clar că Dumnezeu nu ar mai putea chema oameni. De ce? Pentru că acei oameni neconvertiți, neconsacrați, ar pune mâinile numai peste oameni, tot neconsacrați, și în felul acesta, iată că Dumnezeu ar rămâne în impas. Sigur că nu este adevărat, pentru că Dumnezeu poate să chemă oamenii, fără ca să mai aibă nevoie de cineva care să pună. Mâna peste ei. Când Dumnezeu a dat ceremoniile acestea, pentru că ritualul punerii mâinilor a fost, îl găsim în Biblie scris, da? Citim că au fost puse mâinile, spre exemplu, asupra lui Timotei. Vom citi puțin mai târziu. Dar când ele au fost mistificate, când au fost pervertite, când au fost mutilate și nu au mai fost așa cum a vrut Dumnezeu, ce credeți, Dumnezeu a intervenit, a lăsat lucrurile așa sau a fost supărat? Și a spus explicit. A spus explicit Dumnezeu. Este logic. Chiar dacă n-ați citit în Biblie, vom citi. Știți, spre exemplu, Dumnezeu a dat mult mai multe ritualuri, nu doar punerea mâinilor. A fost sistemul ceremonial, întregime, cu jerfe, unele sărbători și așa mai departe. Iată cât de supărat discută și în ce termen discută Dumnezeu cu poporul său, pe care le înmonestează sever prin profetul Isaia, în capitolul 1, de la versetele 11, referitor la alte ritualuri. ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre? Zice Domnul. Și ai putea spune, băi, cum ce trebuie? N-ai spus tu să se aducă jertfe așa, în levitic, în exodul levitic, mai ales găsim o grămadă de indicații cum să se aducă jertfele, iar tu spui acum, ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor? Nu l-ai dat tu să... Nu ar zice cineva un neavenit, când nu înțelege supărarea lui Dumnezeu sau problema. Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, dar n-ai zis tu să se aducă tauri, berbeci, să îi sacrificăm. Nu, pare o, așa, o contradicție de, de termen. Sătul de sângele taurilor, roilor și țapilor. Când veni să vă înfățișați înaintea mea, culmea, au zis. Cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Și ajungi într-o dilemă. Păi, Doamne, dar în Levitic tu ai scris să se aducă jertfele acestea iar tu spui, acum e sătul și cine vă cere? Păi tu ai cerut, că găsim, scris, ai scris în cărțile lui Moise. Era foarte clar, scris tot ritualul. Cine vă cere astfel de lucruri? Nu pare o imire? Mai mult decât atât ai auzit că în loc ca să facă ceva plăcut îi spur că curțile în termenii vorbește Dumnezeu. Oh, ai putea să fii destul de contrariat, nu? Cum mă întreb, Doamne, cine v-a cerut aceste lucruri? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că și e scârbă de tămâie. Dar nu ai spus tu să aducem tămâie și că atunci când va fume gai miros plăcut, ce scârbă, nu vreau lui noi să abate adunări de sărbătoare și acum îți explică de ce. Nu pot să văd unită nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nu pot să văd ritualurile astea făcute într-un mod necorespunzător. pierzându -se semnificația, nu ritualurile astea nu pot să acopere ce? Nelegiuirea, da? Asta era problema. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi? Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi, și oricât de mult v-ați ruga în ascult, căci mâinile vă sunt, acum căci este explicația, mâinile vă sunt pline de sânge. E vorba de răutate, e vorba de violență, e vorba de lucrurile rele care le face. Spălați-vă de și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați Învățați-vă să, să, faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asupri, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Cu alte cuvinte, mai târziu glăsuia Domnului Isus că își milă voiesc, nu? Jerfă, învățați să aveți caractere frumoasă, învățați să trăiți fără păcat, învățați să faceți binele și apoi ritualurile vor fi în conformitate cu ceea ce am dorit eu. Putem extinde această învățătură la orice ritual. Poate să fie aplicat și la cinea Domnului astăzi? Poate să fie aplicat și la botez? Ce faceți? Bo, îi botezați în timp ce ei nu sunt născuți din nou? Îi băgați în apă în timp ce ei sunt neconvertiți? În timp ce ei nu au experiența predării și nașterii din noi? Cum puteți să faceți? Luați uruciunile acestea, nu mai împurcați! Curțile ar putea să spună, Dumnezeu, nu? Desigur că spune. Desigur că spune când formele își pierd ce? Conținutul. Realitatea e conținutul. Ele ascund un conținut. Restul sunt ce sunt? Simboluri. Ei, gură de must și mănânci de pâine nedospită. Ce este, nu? E un simbol a ceva. Dacă acel ceva lipsește, atunci asta devine nu doar o formă nefolositoare, o formă înșelătoare care înșală lumea, care păcălește, care induce în eroare, că spune că înseamnă ceva, dar în fapt acel ceva lipsește, e gol, nu e fără conținut. În Evrei, capitolul 5, versetul 12, citim într-adevăr: Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe, ca să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns, să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Pavel spunea că asta ar trebui de mult să fi fost foarte clare. Dar credeți că este rău ca să le reluăm dacă nu au fost învățate? Clar, e nevoie. Nu v-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, pentru că nu erați învățați cu hrana tare și trebuie să vă rănesc tot cu lapte, spune el. Aceste adevăruri începătoare, în momentul când aceste adevăruri începătoare nu sunt cunoscute, este normal ca să le reluăm. Este normal ca să, să fie pusă temelia corectă. Da? Nu în sensul că ele nu sunt valoroase, sunt foarte valoroase doar că ar trebui să mergi către adevărul mai profunde. Acestea ar trebui să fie clare ca lumina zilei, dar nu sunt clare ca lumina zilei pentru că sunt folosite pentru robirea oamenilor și rămâi uimit când chiar teologi, conducători, lideri care ar trebui să fie oameni avansați, le folosesc într-un mod necuvenit. În vechime știți că părinții puneau mâna pe capul copiilor și îi binecuvântau. Citim în Geneza 48 cu 14, Israel și-a întins mâna dreaptă, a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase, în adin și-a încrucișat mâinile astfel că și Manase era cel din tine născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis. Deci a pus mâna pe copii și a rostit o binecuvântare. În trecut găsim faptul că se punea mâinile pe copii, părinții își puneau mâna pe copii, pe nepoți și rosteau binecuvântări, da? De asemenea, citind că preoții puneau mâna pe capul animalelor înainte ca să fie sacrificată. Levitic 1 cu 4, spre exemplu, sunt multe versete, să-și pună mâna pe capul dobitocului a dus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. S-a aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii, și Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. Își mărturiseau păcatele, puneau mâna pe capul animalului și era ca o formă că păcatele sunt transferate de la om prin pocăință și credință asupra capului animalului care urma să fie sacrificat. Animalul, bineînțeles, simboliza în cazul acesta pe Domnul Isus mielul fără cusur a lui Dumnezeu. Era un simbolism. Avea valoare dacă era însoțit de miez, dacă era însoțit de realitatea pocăinței și a credinței în Mântuitorul. Scriptura ne amintește de Timotei, vorbeam întâi a Timotei 4 cu 14, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor sau bătrânilor. Deci înțelegem că supra lui Timotei fusese ră, puse mai multe mâini, ceata prezbiterilor sau a bătrânilor nu au recunoscut un dar pe care Timotei îl avea prin prorocie, se prorocise despre el, Dumnezeu vestise dinainte despre el că el urmează să fie un misionarul un om al lui Dumnezeu. A doua Timotei 1 cu 6 se reamintește de aceea, îți aduc aminte, spunea Pavel, să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Aici vorbește că și Pavel își pusese mâinile. Citim, deci este o rânduire pe care Dumnezeu a lăsat. -o. Observăm că s-a făcut în, pe timpuri în modul cel mai legal, conștiincios și corect. Dar, bineînțeles, au făcut și abuzuri. Haideți să citim în Fapte 13 cu 1 uh, un pasaj care este foarte important pentru tema noastră, pentru a înțelege un adevăr important. În biserica din Antiochia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, oamenii aceștia, da? Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Găsim aici exact cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Găsim originea, în același timp și mecanismul corect. Adică, oamenii ce făceau? Se consacrau. Posteau, își cercetau viețile, se rugau lui Dumnezeu. Într-o atmosferă de genul acesta de consacrări, Dumnezeu le vorbea. Cine alegea să-i trimită sau să facă ceva cu ei? Nu oamenii se alegeau unul pe altul. Observați: Duhul Sfânt, dar trebuia să-l că dacă trăim într-un timp în care Duhul Sfânt nu mai lucrează cu oamenii, cum a fost eli, vă aduceți aminte, Dumnezeu nu ia mai. Vorbit, de ce? Pentru că el nu l-a mai recunoscut pe Dumnezeu. Și au fost timpuri în care în biserică, pe timpul lui Samuel, ce se spunea, nu? Cuvântul Domnului era rar. Vedeniile erau rare. Dumnezeu nu se putea descoperi. De ce? Nu pentru că nu dorea că Dumnezeu dorește să descopere, pentru că oamenii erau într-o stare de apatie și de neconsacrare. Ei auzit glasul, Dumnezeu le-a vorbit prin Duhul Său și le-a spus, puneți-mi deoparte pe cine? Pe Barnaba și pe Saul pentru misiunea pe care vreau să-i trimit. Cine i alesese? Cine i înzestrase? Cine i pregătise? Dumnezeu i pregătise. Iar aici au făcut? Oamenii au zis, da, Doamne, exact așa facem. Recunoaștem lucrul acesta și punem mâinile peste ei. În realitate nu ei trimiteau. Erau trimiși de Duhul Sfânt, citim aici, nu? Ei doar ce făceau? Era o formă că și ei se supuneau autorității divine și ei înșiși confirmau acest lucru. Da, suntem de acord cu tine, Doamne, ca să-i trimis pe oamenii aceștia. Dar dacă n-auzeau ce zice Dumnezeu? Dar dacă erau invidii și răutăți și ar fi spus, nu vrem să-l să trimitem pe Saul, nu vrem să-l, avem ceva noi cu Barnaba, nu? Vrem să-l trimitem pe altcineva, că ne este mai plăcut nou. Nu așa funcționa. Observați, spune mâinilor, avea loc în urma unei clarificări divine, unei trimiteri divine. Aș vrea să citesc un pasaj important. Îl găsim și în faptele apostolilor, istoria faptelor apostolilor de Ellen White. În același timp îl găsim și în alte cărți. În această lucrare specială, apostolii aveau să fie expuși suspiciunii, prejudecății și gelozii. Ca o consecință naturală a îndepărtării lor de exclusivismul evreilor, învățătura și vederile aveau să le fie expuse acuzației de erezie, iar acreditarea lor ca slujitoare a Evangheliei avea să fie pusă sub semnul întrebării de mulți credincioși evrei zeloși. Domnul a prevăzut toate aceste dificultăți prin care vor trece slujitorii Lui și în providența Lui înțeleaptă a făcut ca ei să fie investiți cu autoritate incontestabilă din partea bisericii stabilite a Lui Dumnezeu ca lucrarea lor să fie mai presus de orice acuzație acestea au fost motivele pentru care a fost nevoie ca ei să confirme, biserica să confirme de ce? pentru că în timpul acela erau Evrei neconvertiți națiunea evrei, că erau evrei zeloși, convertiți, care tot ascultau ce ziceau ceilalți. Evrei care se convertiseră la credința adevărată, acceptaseră pe Hristos, pe Mesia, da? Mai târziu s-a făcut abuz de hirotonirea prin punerea mâinilor. Observați ce s-a făcut? Abuz. a abuzat de aceasta. I s-a atașat o importanță nejustificată. Deci a fost făcut ca un act în sine. Și ce au zis? Când punem mâinile noi, chiar se întâmplă ceva cu tine, te înzestrăm cu ceva. Nu? nu a mai fost ca o confirmare sau a fost cumva, da, domnule, suntem, noi suntem de acord, noi am, suntem, nu, confirmăm faptul că este trimis de noi, nu? S-a făcut abuz, de ce i s-a dat o importanță nejustificată? I se dă astăzi o importanță nejustificată. Ca și când asupra celor care primeau această hirotonire ar fi venit dintr-o dată o putere care să-i califice imediat pentru orice fel și pentru toate felurile de lucrări de slujire, ca și când ar exista vreo merit în actul punerii mâinilor. Observați, acesta e abuzul. Să crezi că ar fi un merit ca și când odată când spune mâna pe cineva îl și califică. Că asta îl califică. Nu te califică. Asta e abuz. Asta e minciună. Asta e eroare și trebuie să o dăm la o parte. Când pune cineva mâinile nu-ți dă nimic. Înțelegeți? Nu-ți dă calificare. Nu te califică, nu te schimbă chestia aia. Nu deodată te înzestrează cu darul pe care nu l-ai avut. Asta este doar o, un abuz. Este doar o greșeală de a crede lucrul acesta. În istoria acestor doi apostole avem doar un simplu raport. Doar un simplu raport. Al punerii mâinilor și al legăturii acestui fapt cu lucrarea lor. Atâta există. Un simplu raport. Atât Pavel cât și Barnaba își primiseră deja însărcinarea de la însuși Dumnezeu. Fiecare primise de unde? de la Dumnezeu, așa ar trebui și astăzi să primim trimiterea în primul rând de la Dumnezeu, iar ceremonia punerii mâinilor nu a adăugat niciun har nou sau vreo calificare efectivă. Înțelegem? Nu i-a calificat cu ceva. N-a mai adăugat fie lui Barnaba, fie lui Pavel un talent, un dar, o calificare, o putere. Nu a fost nimic. Aceasta a fost doar punerea sigilului bisericii pe lucrarea lui Dumnezeu. Adică bravo lor, zic, că biserica de pe timpul acela recunoștea lucrarea lui Dumnezeu. Când nu mai recunoaște biserica, nu și mai pune sigilul, dar asta nu înseamnă că nu e lucrarea lui Dumnezeu, sau că Dumnezeu nu mai poate lucra, când biserica o organizație religioasă este în armonie cu voia lui Dumnezeu. Ea recunoaște ceea ce face Dumnezeu, ceea ce lucrează Dumnezeu. Nu i dă. Dumnezeu dă, ea. ea spune: Da, Doamne, recunoaștem lucrul acesta, noi suntem supuși și tăi. O formă recunoscută de a desemna pe cineva pentru o anumită slujbă. Am încheiat citatul. O formă recunoscută de a desemna pe cineva pentru o anumită slujbă. Repet, omul acela era chemat de Dumnezeu, pregătit de Dumnezeu, înzestrat de Dumnezeu, iar biserica organizată ce spunea, recunoaștem lucrul acesta și pune mâinile. Suntem de acord, Doamne, cu ceea ce faci Tu și asta e o recunoaștere a noastră a lucrării pe care o faci Tu cu oamenii, nu? Dar abuzul care ar fi? Abuzul ar fi că când pune mâinile, se întâmplă ceva cu persoana respectivă. Îi dăm noi o putere, nu? Cum mai putea să dai o putere că întinzi niște mâini, nu? Te gândești că e o ceremonie până la urmă, nu? E o ceremonie, e o formă exterioară. Îți întinzi două mâini întinse, sau patru mâini, sau zece mâini. Ea este decât un ritual. Un ritual care ar trebui să aibă ce? Un conținut. Hai să mai citim un pasaj valoros în Galateni 2 cu 1, când Pavel prim, din nou se pune nu mâna pe el, îi se dă mâna de data aceasta, mâna de însoțire este scris. E un pasaj care trebuie să mărturisesc că este foarte, foarte puțin studiat, foarte puțin comentat, discutat, analizat, deși este extrem de valoros. Epistola către Galaten, chiar este valoroasă, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim. Wow! 14 ani. Să nu te mai duci la centru 14 ani. Astăzi să n-ai mai legătură cu centru 14 ani. S-a suit după 14 ani la Ierusalim împreună cu Barnaba și-am luat cu mine și petit. M-am suit în urma unei descoperiri de ce s-a dus. Domnul i-a spus, du-te la Ierusalim. Aha, asta însemna că se mișca condus de Dumnezeu și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc în între neamuri. Le-a explicat exact ceea ce propovăduiește. În deoseb celor mai cuvază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Cei care sunt socotiți ca fiind ceva în fidela. E interesant cum traduce cei care sunt socotiți, cei care par a fi ceva. Cei care par a fi ceva, spune Pavel, orice ar fi ei nu-mi pasă, fidela pentru mine nu e nicio diferență. Deci indiferent, ei erau, cum erau priviți apostolii? Cu, ca fiind oameni cu vază. Ca fiind oameni care ar fi cineva, nu? Și Pavel ce spune? Eu nu fac nicio diferență, da? Nu că nu-i respectea că tocmai de aceea s-a dus să vorbească cu ei și să le explice exact ce predică. Asta era o formă de respect. Dar în ceea ce privește felul în care vezi omul, Indiferent în ce poziție ar fi, eu un om. Pentru mine spune doar para fi ceva, nu? Dar pentru mine nu este nicio diferență. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor, aceștia, adică ei care au privești. Cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. În discuții, spune Fidela, nu mi-au adăugat nimic. Adică n-a primit vreo lumină de la ei. În sensul că au spus ceva ceilalți apostoli și Pavel spunea, wow, nu știam așa ceva, adevărul ăsta e important, în Evanghelie nu-l cunoșteam. Nu i-au adăugat nimic, ba din potrivă când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, pentru neamuri, după cum lui Petru îi fusese încredințată. Cine încredințase? Dumnezeu îi dăduse lui Petru, Dumnezeu îl chemase și pe el. Evanghelia pentru cei tăiați în prejur, că cel ce făcuse din Petru, apostolul celor tăiați în prejur, făcuse și din mine. Apostolul neamurilor, observați cine caută, cine cheamă, cine trimite, cine înzestrează, cine califică. Cine îl calificase pe Petru? Dumnezeu îl chemase pentru o anumită misiune. Dar pe Pavel, tot Dumnezeu, când au cunoscut harul care îmi fusese dat și eu zic bravo lor, Domnul fie lăudat că au existat măcar pe timpuri oameni care ce? Recunoșteau lucrarea lui Dumnezeu, nu doar în ei, ci și în, în alții, în ceilalți, când au văzut lucrul acesta Iacov, Chifa sau Petru și Ioan care sunt priviți ca stâlpi, că stâlpul în realitate toată biserica e fundamentată pe Hristos, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, în la mâinile drepte ale părtășiei. Ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei, ne... aici, la cei tăiați împrejur. Deci și-au spus că ei le-au dat mâna, nu că doar au dat mâna, mâna părtășiei, în sensul că suntem în, în comuniune, lucrăm împreună. Dar dacă nu dădeau mâna, dacă nu-i dădeau mâna părtășiei, dacă nu recunoșteau, că Apostolul Pavel este chemat în ze de Dumnezeu și chemat pentru o misiune. Ce ziceți? Dumnezeu se potigna în chestia asta. Se oprea, îi spunea Pavel, îmi pare rău. Îmi cer scuze, trebuie să mă opresc pentru că ăștia nu recunosc nimic din ceea ce fac. Nu? Ar fi o impertinență să gândim în felul acesta. Eu e impertinență să credem că Dumnezeu trebuie să-și ceară voie de la oameni ca să cheamă pe cineva, pentru că în felul ăsta nu ar mai fi Dumnezeu. nu ar mai fi Dumnezeu, ar fi supus-o, fi, oamenii ar fi suverani. Nu, Dumnezeu e suveran și ar trebui să-L privim ca suveran. El cheamă, El ar trebui să conducă biserica, El conduc, conducă viața noastră. El ar trebui Iisus Hristos să fie alfa și omega. În biserică e capul, desemnat că ar fi în capul. Iar noi suntem doar mădulare pe care ar trebui să ne conducă El creierul, oricărei acțiuni. Iar când nu mai recunoaștem, nu mai avem legătură cu El, suntem El, nu ne mai poate mișca El. Și ca atare suntem dați la o parte. Dumnezeu ridică pe alții, Dumnezeu își continuă lucrarea. Bravo lor, zic! Și bravo tuturor acelora care recunosc lucrarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu care lucrează în alții. Și ce au făcut ei când au văzut? Nu i-l chema, nu i îl convertiseră pe Saul. Știți cine l-a convertit, nu? Cine l-a pregătit în pustie acolo? Dumnezeu l-a pregătit și l-a ajutat ca să fie atât de puternic în har și să înțeleagă Evanghelia, așa cum mărturisește și Petru la un moment dat în scrierile fratelui Pavel, sunt lucruri grele de înțeles după înțelepciunea pe care a fost dată de Dumnezeu lui. Nu și-au dat mâna, frate, vedem că ești chemat, Nu suntem chemați pentru o lucrare, tu ești chemat pentru o lucrare și-au dat mâna și ei, nu? Ei l-au înzestrat. Nu, ar fi o impertinență să Nu mai trebuie să coborâm în pulbere omenescul acesta, nu? Ei doar au recunoscut, a fost o formă de recunoaștere? De a legaliza, da, domnule, suntem de acord cu lucrul acesta. Iar dacă n-ar fi fost de acolo lucrarea tot, ar fi mers înainte. Asta nu însemna că fără mâna aceea dreapta părtășiei. Însemna că într-adevăr Pavel nu era părtaș cu cei de la Ierusalim. Pavel urma să lucreze în numele lui Dumnezeu, iar ceilalți se despărțiseră de Dumnezeu, dacă nu recunoșteau lucrul acesta. Este foarte ușor pentru cel neconsacrat, lumesc, firesc, să creadă că punând, întinzând mâinile, nu? Peste cineva este ceea ce îi conferă putere sau altceva pentru o misiune. Că ritualul în sine înzestrează cu ceva, oferă ceva. Ritualul nu e decât formă de recunoaștere, de a fi acea oficială și publică chemarea sau trimiterea cuiva într-o misiune. Citim despre un astfel de caz, Domnul să ne ferească să ne asemănăm, cu acest om, aceștia au venit la samariteni, e vorba de apostoli, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei. Fusese rebotezați numai în numele Domnului Isus. Atunci, Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon, Simon Magu, că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a și a zis: Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine în voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Simplu, nu? Dacă cine întinde mâinile dă Duhul Sfânt, atunci aș vrea și eu să întind mâinile, nu? O să ziceți, da, cine mai crede așa? Așa se crede astăzi, în mare măsură. Că oamenii dau. Că oamenii dau. Dumnezeu, de ce credeți? Sigur, el a fost an-monesta pentru, i-a zis: banii tăi să piarăm împreună cu tine pentru că ai căzut că darul lui Dumnezeu se poate căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți. În toată treaba asta, adică tu ești pe din afară, cu alte cuvinte, n-ai nici cea mai mică legătură și înțelegere cum se întâmplă lucrurile acestea, că cine ta nu e curată înaintea lui Dumnezeu. În realitate, cine credeți că îl mișcă pe Petru? pe Pavel, pe ceilalți, nu? Duhul Sfânt sau ei lucrau, dacă Duhul Sfânt îi conducea pe ei. Ei nu făceau nici măcar o minune sau nu făceau o călătorie fără să le spună. Chiar și lui Pavel, vă aduceți aminte, nu intra în misia. Nu te duce în Bitinia, du-te în Macedonia, acolo e de lucru pentru tine, înțelegeți? Iar forma aceasta de recunoaștere, nu fi firesc, a zis să știi că ăsta când întinde mâna, le dă, chiar le dă. De ce n-aș întinde și eu mâna și dăm? Pentru că acum aș spune, dacă nu întindem noi mâna, e clar că nu te poate folosi Dumnezeu. Serios! Adică ai ajuns ca să sequestrezi Duhul lui Dumnezeu, tu însuți îl dai. Păi nu, el procede de la Tatăl. Dumnezeu își dă Duhul. Peste cine? Peste cei care au inima deschisă și sunt consacrați. Un om firesc nu are parte. El, omul firesc care are impresia că ucenicii făceau cum vedeau pe unul sau pe cineva, făceau minune, aveau un... În buzunar vindecare și făcea. Nu e adevărat. Nu făceau nicio minune fără ca să fie conduși de Dumnezeu. Nu puteau să facă. Nu era o putere pe care eu administrau, ci era o putere care îi folosea pe ei. Este exact invers. Iar dacă Dumnezeu nu îi mai putea conduce, ei nu mai puteau să facă nimic. Ei puteau să continue cu forma. Dar în realitate, acea putere îi folosea pe ei. De aceea, prieteni, să nu facem ca pe vremuri și să credem că noi dăm ceva, ci ar trebui să recunoaștem că altcineva ne conduce, că altcineva trebuie să conducă viața noastră. Ce se întâmplă când conducătorii se rup de Dumnezeu și nu mai au vocea Duhului Sfânt? Peste cine își vor pune ei mâinile atunci? Și ce lucrare și ce oameni vor susține? Ce credeți că vor recunoaște conducătorii să știți că noi ne-am rupt de Dumnezeu? Noi ne-am rupt de Dumnezeu, suntem atât de apostaziați și nu mai ascultăm de multe de Dumnezeu. Și ca atare vrem să încetăm orice formalitate pentru că nu mai suntem vrăniți să o facem, că nu mai avem ce să dăm. Sau ei vor continua cu formele? Ce ziceți? Vor continua cu formele? Vor continua cu formele? La formele cum vor fi? Goale. Oameni neconsacrați și vor pune mâna peste oameni de ce gen? Credeți că vor accepta pe unul consacrat nu pentru că altcineva îi conduce pe ei, pe cel consacrat va spune, nu, 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 nu putem pune mâna peste tine, tu nu ești în regulă, nu? Se vor simți mustrați. Fapte 26 cu 9. Și eu cei drept povestește Pavel de pe timpul când era Saul din Tars prigonitorul, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret și așa am și făcut în Ierusalim am aruncat în demniță pe mulți sfinți că ce am primit puterea sau autoritatea aceasta de da, la preoții cei mai de seamă. Cine îl trimisă să? Cine îl investiseră oficial în această misiune, nu? Cine le investiseră? Mai mari preoți, conducătorii. Ai cui conducători? lui Israel. Ce trecut avea Israel? Era poporul lui Dumnezeu. Și ca atare, și-au pus mâinile peste Saul. L-au investit în lucrare. În ce lucrare? Dute și persecută pe ereticii aceia. Ereticii erau urmașii adevărați ai Domnului Isus Hristos. Observăm că oamenii pot să fie investiți ca să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Vor investi oameni care ce sunt? Care sunt persecutori. Care se opun cauzei lui Dumnezeu. În felul acesta se poate face abuz de hirotonire. Nu? Se poate ajunge. Deci ea în 1 Timotei 5 cu 22 îi spunea la vertiza să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, rapid și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. E ca și când, când un unul neconsacrație, ești părtaș la toată lucrarea aceea murdară pe care o face el. Credeți că a să lucrezi pentru Dumnezeu trebuie să fii hirotonit de oameni? Dacă oamenii nu mai recunosc lucra lui Dumnezeu sau fără să fii hirotonit Dumnezeu te poate folosi sau nu te poate folosi. A folosit oameni peste care oamenii nu și-au pus mâinile. Nu, cine l-a hirotonit pe Ilie? Cine l-a hirotonit pe Ioan Botezătorul, nu? Cu ce autoritate faci? Vă aduceți aminte că era contestată autoritatea numele cui? Ce? Până și Domnul Isus Hristos. Autoritatea a fost contestată și de multe ori a fost întreagă. Cu ce putere faci tu? La noi e putere? Mm. Traduce James cu ce autoritate faci lucrul acesta. Aș vrea să citesc un colaj de pasaje care poate pentru mulți va însemna ceva, va aduce lumină și va aduce clarificare. Pentru că acest studiu este menit nu ca să dăm de pământ cu o formă când e făcută în mod corect, ci ca să spunem, uite, până aici e adevăr, în conformitate cu ceea ce spune Dumnezeu. Doar atunci e adevăr când e făcută corect și în mod integru, așa cum a descris Dumnezeu, dincolo e abuz, dincolo este pervertire, dincolo se transformă în mijloc de înșelăciune, ca toate ceremoniile. Și jertfele la templu au devenit mijloc de înșelăciune într-un târziu și sistemul trebuia desfințat pentru că mai mult înșela lumea decât să-i ajute. Asta s-a întâmplat pe timpul Domnului Isus a văzut că acel sistem era corupt de tot. Dragi prieteni tineri, citesc din Soli pentru Tineret, 227 pagina. Dragi prieteni tineri, amintiți-vă că nu e necesar să fiți pastori angajați pentru a-i servi lui Dumnezeu. Sunt mai multe feluri de a lucra pentru Hristos. Poate că niciodată n-au fost puse mâini omenești peste voi pentru a vă hirotonisi. Dar Dumnezeu vă poate face util pentru lucrarea lui. El poate lucra prin voi la salvarea sufletelor. Observăm că și tinerii și copiii pot să fie folosiți de Dumnezeu fără să fie hirotoniți. Avem nevoie mai mult decât de o confirmare omenească. Dacă biserica e în regulă cu Dumnezeu, va recunoaște oamenii chemați de Dumnezeu. Avem nevoie de o acreditare cerească, să știți. Dumnezeu se poate folosi de fiecare persoană exact în măsura în care își poate pune Duhul în templu sufletului. Măsura în care te deschizi cu consacrare, cu dorința de a face voia lui Dumnezeu este măsura în care Dumnezeu te poate umple de Duhul Său și te poate folosi. E măsura în care te acreditează. Propriu zis aceea e acreditarea. Lucrarea pe care o va accepta este lucrarea care reflectă chipul său. Urmașii săi trebuie să poarte ca dovezi de acreditare înaintea lumii caracteristicile de neșters ale principiilor sale nemuritoare. Divina Vindecare 38. Ce trebuie să poarte ca dovezi ale acreditării caracteristicile de neșters ale principiilor sale nemuritoare. Principiile Divine principiile cuvântului lui Dumnezeu, principiile caracterului divin sunt acreditările care trebuie să le avem. Fraților, aduceți-l pe Domnul Hristos în familie, aduceți-l la învon și oriunde mergeți. Atunci nu va trebui să insistați în propovăduire, că își veți purta cu voi acreditare cerească, ce va dovedi tuturor că sunteți slujitori a lui Hristos, că minul Adventist 355 acreditare cerească. Când? Când îl aduci pe Domnul Hristos în viața personală. Aia este ce? Cea mai mare acreditare, cea mai mare dovadă care nu poate să fie mistificată. Punerea mâinilor, ați văzut. Se poate pune mâna peste cineva care urăște Biserica lui Hristos, care urăște pe Hristos, care urăște adevărul peste cineva care va face exact o lucrare de persecuție a adevărului. Cum au făcut preoții. Nu? Acreditarea Adevărată este asemănarea cu Hristos, acceptarea principiilor vieții Lui în noi. Aceeași Biblie, care conține privilegiile acordate poporului Dumnezeu și făgăduințele Lui față de aceasta, acesta conține și datoriile sacre și obligațiile solene pe care El le cere de la păstorul care are grijă în turma are în grijă turma lui Dumnezeu. Astfel poporul poate vedea, comparând pe predicator cu modelul divin, dacă are acreditarea din partea cerului în asemănarea cu caracterul aceluia care este păstorul cel mare. Dumnezeu a rânduit ca cel care învață pe alții, din Biblie, să fie în caracter și în viața sa de familie un model al principiilor adevărului pe care îl predică semenilor săi. Observați, îi se poate verifica acreditarea. Sigur, el va spune, am fost Binecuvântat cu ce. Au pus mâna peste mine președintele de Uniune, președintele de conferință, conferința generală. Dar adevărată acreditare ce este? Este asemănarea lui cu cine? Cu păstorul cel mare. Dacă are în viață principiile acelui, în caracter se manifestă acela, înseamnă că el are ce acreditare? Ungere și acreditare de unde? De sus, chiar dacă nu și-au pus mâinile vreodată oamenii peste ei. Dacă oamenii ar fi în concordanță cu cu Dumnezeu ar trebui să o facă. Ar trebui să o facă, ar trebui să recunoască lucrarea lui Dumnezeu și manifestarea lui Dumnezeu în ceilalți. Domnul Hristos, mărturii pentru predicatorul 184, consideră interesele oamenilor ca fiind propriile lui interese. Lucrarea care poartă acreditare divină este o lucrare care manifestă Spiritul lui Isus, care dezvăluie dragostea sa, grija, sensibilitatea și amabilitatea sa în tratarea minților oamenilor. Această lucrare ce poartă? Acreditare cerească, acreditare divină care descopere dragostea sa, principiile sale, grija sa, bunăvoința sa față de, de oameni, lucrarea cu oamenii. Cel care simte slăbiciunea și se luptă cu Dumnezeu așa cum a făcut Iacov, și ca și acest slujitor din vechime strigă: Nu te lasă pleși până nu mă vei bine binecuvânta, va putea porni. Având ungere proaspătă a Duhului Sfânt. Atmosfera Cerului va înconjura influența lui va fi o forță pozitivă în favoarea religiei lui Hristos. Medical ministry, 204, lucrarea medicală, 204, va putea porni având ungerea proaspătă a Duhului Sfânt, atmosfera cerului va înconjura. Cine? Cel care se prinde de Dumnezeu ca și Iacov, nu te las până nu mă vei, cu un om care simte nevoia și care e dependent. Ce va primi, va putea să primească în fiecare zi un botez cu Duhul Sfânt. Dar în ultima lucrare de pe pământ, care sunt perspectivele? Câți din cei hirotoniți vor lucra? Nu că suntem împotriva hirotonirii cineva, doar interpretându-mă ar putea să spună că sunt împotriva, sunt împotriva. Sunt împotriva ceea ce e fals asupra pervertirii. Unor forme și unor ceremonii. Câți oameni va folosi hirotoniți în timpul din urmă? Uhum. Va putea? Din ăștia creditați de biserici, câți? Câți vor cre credeți că vor fi folosiți? Haideți să citim. Volumul 583 Dumnezeu va aduce la îndeplinire o în zilele noastre pe care puțin o anticipează. Adică nimeni nu ne gândim. Cei mai mulți nimeni nu se gândesc cum va lucra Dumnezeu. El va înălța și va înflăcăra în mijlocul nostru pe acei care sunt învățați mai degrabă prin ungerea de către Duhul Sfânt decât printr-o instruire exterioară în instituțiile științifice. Aceste posibilități nu trebuie să fie disprețuite sau condamnate, ele sunt răduite de Dumnezeu, dar ele nu pot să ofere decât numai calificări exterioare. Dumnezeu va demonstra faptul că el nu este dependent de muritori învățați și importanți în ochii lor. Sunt puțini oameni printre noi care sunt în modul real consacrați, puțini care au luptat și au biruit în lupta cu eul, volumul 583. În toate generațiile Dumnezeu a trimis pe slujitorii săi să mustre păcatul atât în lume cât și în biserică, dar oamenii doresc să le fie spuse lucruri plăcute, iar adevărul simplu și curat nu este primit. Mulți reformatori când și-au început lucrarea s-au hotărât să aibă o mare prudență când au atacat păcatele bisericii și ale națiunii. Ei nădăjdeau ca prin exemplu unei vieți curate de creștini să-i aducă pe oameni înapoi la învățăturile Bibliei. Dar Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lor, așa cum a venit peste Ilie, inspirându-l să mustre păcatele unui împărat nelegii și a unui popor apostaziat. Ei nu s-au putut opri să predice declarațiile lămurite ale Bibliei. Învățături care nu fusese dispuse să le prezinte. Ei au fost constrânsă să declare cu ardoare adevărul și primejdurile care amenințau sufletele. Cuvintele pe care Dumnezeu le dădeau, le dădea ei, le răstea. Fără teamă de urmări, iar oamenii erau constrâns să asculte avertizarea. Tot astfel va fi vestită și solia îngerului al treilea. Când vine timpul ca ea să fie proclamată cu cea mai mare putere, Dumnezeu va lucra prin unelte umile, condâncând mințile acelora care se consacră slujirii sale. Lucrătorii vor fi calificați mai mult prin ungerea Duhului Sfânt, decât pe educația dată de instituțiile de învățământ. Aici se vorbește de instituții de învățământ creștine, bineînțeles. Deci mai puțin prin cei că ăștia care trec prin linia de învățătură, ăștia sunt singurii care nu se iau unul umil, nu știu de pe unde, de la coarnele plugului și o să spună fără școala teologică sau misionară, să știți că noi recunoaștem că tu ai, ești înzestrat de Dumnezeu și chemat de Dumnezeu. Nu se întâmplă așa ceva în timpul de față. Știți prea bine, nu treci prin școală, primești și mulți care trec prin școală și nu prea sunt cu liderii sau cu învățătorii de acord, au făcut decât școala, dar n-au primit acreditare. Bărbața ai credinței și ai rugăciunii vor fi constrâns să meargă cu zel sfânt, făcând cunoscute cuvintele pe care Dumnezeu le dă păcatele Babilonului vor fi descoperite. Marea luptă 607. De aceea, prieten, cred că este timpul ca să înțelegem aceste învățături de bază în creștinism, învățături începătoare, dar care sunt necesare. Ritualul punerii mâinilor, nu? Învățăturile despre botezuri. Nu? Trebuie să trecem mai departe, dar trebuie să înțelegem că botezul semnifică nașterea din nou și fără naștere din nou nu devine decât o formă înșelătoare, umplând cu oameni neconsacrați și neconvertiți bisericile, Ritualul punerii mâinilor înseamnă o confirmare a unei trimiteri deja de Dumnezeu, o recunoaștere a faptului că Dumnezeu îl trimite pe acel om, nu e un zestrare cu ceva special, cu talente speciale, cu o putere. Cu atât mai mult să-i dea Duhul Sfânt sau altceva. O, o să ne sperim de astfel de gânduri că noi am putea să dăm așa ceva. Duhul Sfânt trebuie să ne conducă pe noi. Ea poate să se transforme într-un abuz, într-un mijloc de înșelăciune, iar când conducătorii nu mai sunt consacrați, ei își vor pune... Mâna peste oameni neconsacrați pentru a apăra o cauză falsă, pentru a promova o falsă Evanghelie. Este timpul să ne trezim și, în primul rând, să căutăm acreditarea cerească, ungerea cu Duhul Sfânt printr-o consacrare sinceră și deplină, pentru că Dumnezeu îi va folosi și fără punerea mâinilor. Chiar dacă oamenii nu-și pun mâinile, își poate pune Dumnezeu Duhul să dorim să fim plus de Dumnezeu, să purtăm acreditarea cerească, asta înseamnă asemănare cu Hristos în lucrare, în caracter, în principiile acestea și vom purta pecetea cerului asupra noastră, care înseamnă mult mai mult decât o acreditare omenească. Să dea Dumnezeu și bravo celor care vor recunoaște din conducerile timpului, nu zic decât Doamne binecuvântă pe toți aceia care vor recunoaște lucrarea lui Dumnezeu dintre conducătorii actuali. Dar dacă nu vor recunoaște asta, nu înseamnă că Dumnezeu nu va ridica oameni și nu va folosi oameni. Important este pentru mine și tine să avem acreditare cerească și noi înșine să recunoaștem lucra lui Dumnezeu și în noi și în alții, în alții pe care îi trimite Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu discernământ și lumină în această direcție. Amin! Amin.